ai un motor nou, mă. Nu? Da, l-am... l-am amenetat. Deci am fost cu golanul ăsta prin țară. Acum 2 ani, nu? Vara. Nu, în 2015, nu-s 2 ani, acum, serios. 2 ani. Și a apărut filmul. Călătorește cu mine. Poți să pun trailerul în vlog, mă? Trailerul, da. Câteva bucăți din trailer aici. Țara asta minunată, îmi doresc ca prin astfel de metode ea să fie promovată. It's been like that since I touched this string. It's time to live, it's time to make a change, it's time to shout out loud. Și-a părut filmul, băi, ești nebun. Mergem cu Ivo să jefuim o bancă. Da, e complicat cu motoarele, mă, prefer mașina. Uite asta cu casca e... Da, da, să vezi cum e acum. Bine, să-mi spui ce să fac. Ții picioarele pe asta. Uh-huh. Te urci tu mai întâi, nu? Da. De fapt, poți să te urci. Bă, nu cade cu mine, da? Nu cade. E prima oară când mă urc pe un motor. Și ce trebuie să fac? Să stai. Păi și de ce mă țin și eu, mă, mâncați? Pune-ți picioarele acolo. Da, așa. Deci mă țin de tine, nu? Nu. Nu, 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 nu. Păi cum nu mă țin de tine? Nu, tu rămâi normal. Păi nu cad. Nu caz. Bă, ce senzație, bă, băiate! Mulțumesc pentru călătorie! Ne vedem la Timișoara! Ia! Yeah. Și pregătită să am o surpriză pentru tine! Mai, 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 ce frumoasă Ionesca! Accidental peste un bun prieten, pe nume de Buletin, Julica. Așa, arată-mă și tricoul și spune, da, la lume că îl, da, găsește pe Tricoteca pe Facebook, da? Tricoul pentru intelectual haioase. Da, deci numai... A, a început direct cu publicitatea, a început direct cu publicitatea. Poți să explici care-i numai cu tricoul, că poate lumea nu o prinde. Băi, e Herica Loptina și vezi că it's not you, it's me. Deci el e primul care a zis chestia asta, nu... Jerry Seinfeld, nu George Costanza. Și de ce? Dă-le? Erica Loptulea care și-a decapitat niște neveste. Unele dintre ele. Nu l-am întrebat să-și decapita și soacrele sau doar neveste? Băi, să știi că și-a decapitat și socrii. Nu soacrele, dar socrii. Profesionist. Da, era profesionist. Ce cameră mișto ai. Nu? Și tu ce sticker ai aici? Ce Pringles, baby. Cea mai tare fază e asta, că au măștile. E, e super tare. Are măști? Ca la Snapchat. Da, da, are măști. Cum ți se pare? Ce, avem această poză cu tine în telefon, e sigur că da, lasă acolo să se distreze lumea.
se pare faza asta care e atât ecranul, frate, atât de multe. Are doar niște unghiuțe mici de corne. Se pare că este infinit, gen. Faza e în felul următor cu ăsta. El este de acești, este plusul, gen. E fix modelul concurent al iPhone-ului meu. 7 Plus. Și mi se pare foarte mișto că l-au îngustat aici în cum să zic. E mai îți pică bine în mână. Adică eu, de exemplu, la iPhone-ul meu mă chinui uneori. Uite. Vedeți? Iar la ăsta parcă totul e așa. Da. Și mi se pare încă o chestie mișto. Georgiana, în stage review-ul Georgiana. Mi se pare încă o chestie mișto că se încarcă wireless. Deci acesta este Dex-ul. Nu e ăla cu toate cuvintele din limba română, este o jucărie care îți permite să-ți transformi smartphone-ul într-un desktop. Deci le îl bagi aici. A, bănuiesc că are, da. Okay. Are mufă. USB-C, nu? Și cooler? Ce tare are cooler! Bună asta! Ok. Și cam așa funcționează, domnule. Are o interfață de-asta de Android, care seamănă cu Windows-ul. Aplicație de Gmail. Foarte frumos. Marea mea curiozitate este dacă intri pe un site de pe jucăria asta, în analytics-ul site-ului, dacă apare că a fost o vizită de pe desktop sau o vizită de pe mobile. Uitați-vă la el ce frumos este. Este super. Papion. Bine, vreau și eu să arăt cam galaxie, da, mă rog. Ce tare! Foarte șmeche! Mi-am pus VR-ul și acum sunt la o cascadă. Nu știu cu ce mă dau. Hai. Ok. Extreme kayak summit. Bună, amărâtule, hai că te filmezi eu. Stai. Mulțumesc frumos. Nu știu cine ești. Mai puțin cu camera lui. Băi, lăsați-mă în pace că eu sunt în apă acum. Mamă, ce dă ăsta din kayak, ești nebun la cap. Ați. Bă, mai era tare să dea și cu apă în mine aici cineva, știi? S-a blocat. Nu, s-a oprit. Da, gata, asta a fost tot? Da. Foarte bine. Mulțumesc frumos. Dumnezeu, tu chiar ai mai filmat tot timpul ăsta? Da, mă, ca să nu te... Să nu... Părăi așa... Te dai cu ăsta? Nu, că mi se face rău. Nu te cred. Bunea asta, întreabă ce beau bere are. Foarte bun copil. Ha.